Bun găsit! Meteorologii au anunțat prognoza condițiilor meteo pentru perioada 2 iunie-15 iunie 2014. Potrivit acestora, în intervalul următor, în săptămânile care urmează, în Transilvania, vremea se încălzește. Vom avea parte de 29 de grade Celsius, cel mult. Așadar, nu ne vom topi de căldură. Vin însă și ploile, frecvente după amiaza și mai abundente la începutul săptămânii viitoare. În Transilvania, vremea va fi răcoroasă în primele zile ale lui Cireșa, apoi va intra într-un proces de încălzire treptată până după jumătatea lunii. În aceste condiții, mediile valorilor diurne vor înregistra o creștere de la 18 până spre 29 de grade, cu tendință de ușoară scădere spre sfârșitul intervalului. Regimul termic nocturn va urma și el aceeași evoluție, cu medii de 7-8 grade în fază inițială, 12-13 grade la mijlocul intervalului. Dacă este să vorbim despre vremea în județul nostru pe parcursul aceste luni, aflăm că ploile vor fi prezente în fiecare săptămână, dar temperaturile vor rămâne ridicate și pe timpul averselor, adică 28-29 de grade Celsius. Se va răci spre sfârșitul intervalului. Maximele vor fi mai scăzute atunci cu 6, chiar 7 grade Celsius față de temperaturile cele mai ridicate din cursul lunii lui Cireșar. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Ionuț Cioloca.